Bună ziua! Numele meu este Andrei Brighidin, sunt membru al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. Alături de mine este domnul Evgenie Alexandrovici Golosceacov, de asemenea membru al Consiliului. În această componență, astăzi, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității va desfășura ședință de audieri pe cauza numărul 120, fracție 19, pornită la plângerea domnului Fiodor Buzi și alții, este o plângere colectivă, împotriva Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor, Serviciul Roman, obiectul plângerii fiind pretinsa discriminare pe criteriul de dizabilitate, neexistarea dreptului la facilități fiscale și vamale acordate persoanelor cu dizabilități locomotor. Această ședință este deschisă, cu alte cuvinte, oricine, orice persoană interesată poate să participe la ședința de audieri. De asemenea, este important să menționez că în cadrul acestei ședințe suntem asistați de către domnul Nichita Micruță, consultant principal în cadrul Direcției Protecției împotriva discriminării, fapt pentru care mulțumim. Părțile au fost citate în modul corespunzător și pentru procesul verbal am să rog părțile să se prezinte. Vom începe din stânga mea. Buzul și Buzul Fiodor. Continuăm. Fiodor. Vă rog să vă prezentați. Cine ești? A, parcare rătun. Petiționar, da? Da, da. Pietru Moscovi. Petiționar. Sava Octavian. Sava Octavian. Petiționar. Dumneavoastră? Dumneavoastră veți asista la această ședință. Trebuie să vă aduc la cunoștință ca și celorlalte persoane care asistă la această ședință, că aveți dreptul să asistați, doar că solicitarea Consiliului în conformitate cu procedura este să nu interveniți în cadrul acestei ședințe de audiere. Cu, eu știu, diferite șoșoteli sau intervenții, pentru că trebuie să asigurăm bună desfășurare a acestei ședințe. Continuăm cu reprezentantul serviciului Vamal, Nicolae Curicherul Nicolae. Încă o dată? Curicherul Nicolae, reprezentantul serviciului Vamal, domnul procuror. Așa. Și reprezentantul Ministerului Finanțelor și Procură, Sergiu Sol. Reprezentantul serviciului Vamal, Gonciar Ludmila. Gonciar Ludmila. Vă mulțumim. Deci, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de asemenea, a fost citat pentru a participa la această ședință. Nu am primit vreo informație referitor la participare. Am primit susținerile scrise ale reclamatului. Vă informez că, în conformitate cu procedura Consiliului, reprezentarea unei dintre părți nu împiedică Consiliul să examineze cauza. Prin urmare, vom procede la desfășurarea acestei ședințe de audie, dar nu până într-adevăr, mersi că mi-ați amintit, dar nu până de asemenea pentru procesul verbal, să ne asigurăm că s-au prezentat toți. După cum spuneam, este o ședință publică, așa că oricine poate să participe, am să vă rog să vă prezentați. Eu mă numesc Oleg Brega, sunt activist civic, jurnalist pentru Curaj TV, rog permisiunea părților să filmez pentru publicare pe internet. Și a Consiliului, permisiunea. Consiliul dumneavoastră cunoașteți niciodată. Nu se împotrivește. Nu a avut obiecții în această privință. Acum Consiliul va întreba părțile dacă sunt de acord. Aveți obiecții referitoare la filmarea acestei ședințe? Oricum, această ședință, trebuie să vă informez că este înregistrată audio. De fapt, mai mult, dacă este înregistrat audio, considerăm că este de ajuns înregistrarea audio. Deci dumneavoastră refuzați. Noi nimic spus. Dacă este înregistrarea audio, ședință, noi considerăm că este îndeajuns înregistrarea ei audio. Ori atât serviciul normal, deci Ministerul Finanțelor, au și servicii de presă și alte servicii. Este opinia dumneavoastră, deci în Consiliul, ca să înțelegeți, nu are obiecții referitoare la participarea inclusiv a mass media în cadrul acestor ședințe, dar vreau să înțeleg, deci dumneavoastră în calitate de reporter, jurnalist independent, da? Și avem încă o persoană. Am să vă rog să prezentați. Sunteți în calitate de petiționar sau sunteți în calitate de persoană care va asista? Persoană interesată. Petiționar, eu am fost, adică, în
soacra mea e invalid de gradul 1 și eu am luat, eu am făcut toate chestiunile astea, eu am umblat pentru... Deci e un petiționar. Petiționar. Da, domnule, e prezentul persoanei. Am să vă rog să vă prezentați. Bejenarul Nicolae. Bejenarul Nicolae. Vă mulțumim. Demarăm această... O reprezint pe soacra lui. Dar are o procură, are un document care confirmă că... Deci ca să înțelegeți, lipsa acestui document nu vă împiedică pe dumneavoastră să asistați la această ședință. În cazul în care aveți documentul și reprezentați în membru al Consiliului, deci procura de reprezentare, atunci am fi putut să considerăm o altă calitate procesuală a dumneavoastră, deci în calitate de petiționar, în cazul de față... Vom accepta prezența dumneavoastră în calitate de persoană interesată care asistă la această ședință de audiere. Fără prea multă întârziere, demarăm ședința de audiere. Vă aduc la cunoștință că, în conformitate cu procedura Consiliului, fiecare părți este oferit la dispoziție 20 de minute pentru a-și prezenta susținerea. După fiecare rundă de susținere, urmează o rundă de întrebări și răspunsuri atât din partea celorlalte părți, cât și din partea membrilor Consiliului. Ședința de audieri se va finaliza cu susținerile finale, care, pe regulă, nu trebuie să depășească 3 minute din partea fiecarei părți. Fără prea multă întârziere, vom demara, vom începe cu petiționarii. Aveți cuvântul. Vă susțineți plătirea? Da, vă susțin. Domnule președinte, în februarie... Sunt membru al Consiliului și membru raportor pe această cameră. Deci, vă salut pe toți. Deci, a fost o hotărâre 89, numărul 89, din 20 februarie 2019, în care s-a modificat legislația. Această legislație permite persoanele cu dizabilități să faciliteze de facilități fiscale și vamale la importul în mijloc de transport. Articolul 49 din legea 60 spune că persoanele cu dizabilități sau reprezentantul ei trebuie să depună o cerere prin care, în decurs de 3 zile, Direcția Asistență Socială de locul de trai deci eliberează actele respective. Și aici nu întâmplă nicio problemă. Problema cea mai mare apare atunci când persoana vine cu actele la VAMA. VAMA recunoaște toate actele în afară de concluzie sau decizie care confirmă că persoana cu dizabilități necesită un mijloc de transport. Și cere un certificat nou, de tip nou. Cu toate că, și persoana se întoarce la Consiliul de Determinare a Discriminării și ei impun persoana... Dizabilități. Impun persoana încă o dată să mai treacă comisie medicală. Încă o dată. Eu n-am înțeles de ce. Pentru că are certificat cel mai interesant și curios lucru că Ministerul Sănătății Muncii a expirat o scrisoare către Ministerul Finanțelor, îmi scrie că toate certificatele de tip vechi sunt recunoscute. Și la mare această scrisoare. Eu am trimis-o. Cel mai curios lucru, nici VAMA nu recunoaște și nici Ministerul Sănătății și Muncii nu recunoaște. Cu toate că eu trebuie scrisoarea aceasta. E motivează că trebuie să fie în format electronic. Deci, eu să vă rog să nu interveniți. Dacă aveți procura cu dumneavoastră, spuneam. Așa. Dacă ceilalți vor să completeze, nu ezitați. Eu am expediat o petiție către... Deci nu mi-a fost clar situația. Erau cazuri când doctorul de familie refuza să dea certificatul 088 ca să treacă din nou comisie medicală, de orice motivează că tu deja ai trecut și ai certificat pe viață cu handicap locomotor sever. Și iese că persoana nu mai poate trece. Sau... Se blochează. Da. Sau se întâmplă că la Direcția Asistență Socială este o listă a persoanelor și în direct este numărul pus. Numărul acestui certificat. Adică, propriu zis, fizic, acest format, acest certificat nu există. El se află la Consiliul de Determinare
Consiliul de Tribunal de Vizibilități. Și eu să încerc, deci eu o să, că oamenii nu pot să mă treacă tot comisiei de cal. Ai încercat? Eu am pus. Eu am depus o petiție către Ministerul Sănătății și Muncii și am depus o petiție către Consiliul de Tribunal de Vizibilități. Da. Și mi-au scris că nu e necesar să mă adresez lor, destul să mă adresez în Direcția Asistență Socială. Deci, practic, teoretic, foarte frumos, dar în practică, cu părinte rău, noi nu putem răzbate. Deci, mai sunt cazuri când Direcția Asistență Socială spune persoanele cu vizibilități să treacă repetat comisia medicală pentru a confirma că este persoană cu vizibilități. În caz contrar, îi anulează în serviciu asistență personală. Eu. Nu știu nici ce se întâmplă. Stați-vă. Și atunci am făcut o mică investigație și am văzut. Deci, Consiliul de Terminare de Vizibilități și-a schimbat de câteva ori localul, sau odată s-a schimbat de numirea câteva ori, și s-a schimbat localul pentru arhive. Toate dosarele le-au aruncat pentru diferite sași. Și acum, ei probabil câte un dosar, câte un dosar, eu și dosar, îl trec în formă electronică. La un moment dat, o persoană X vine cu cerere, nu s-au caut acest dosar, nu știu. La un anume ușor să impun în această persoană să treacă cu dată cu niște. Da, da. Eu, de exemplu, nu s-a afectat de nici într-un fel, că n-am insistat să primesc acest certificat. Însă persoane care am vine, care tot sunt ca și mine, sunt impuși, atunci încă o dată comisie de tot. Dacă ceilalți petiționari doresc să da, eu personal am fost impus în luna mai, am trecut comisia, am un certificat din 91, da? Din, era în tăr, chemam din Barota înainte, că mă nu știu cum cheamă. Ala am pe viață îi dat, că nu sunt, n-am să merg niciodată, strama este pe viață. Dar în luna, în aprilie sau în mai, am fost impus de asistență socială la Jhan, trec din nou ca să îmi prelungesc serviciul asistent personal care are grijă de mine. Să mai trec încă o dată comisia asta medicală și ftăr, cum de expertiză medicală. Am trecut tot, am pierdut iar vreo săptămână, îmi plâng la medici, un alt bun, un mâine alt, am trecut tot comisia asta. Păi și iar am dat toate documentele astea la comisia asta de expertiză medicină. Și peste undeva, peste vreo jumătate de lună, dar două, trei săptămâni, de acum pe poștă mi-a unit certificatul ăsta nou. La mine era și mai interesant, fiindcă când m-am adresat la policlinică, nu eram absolut în baza de date. Nu eram absolut în baza de date, dar primeam și acolo pentru transport și era foarte interesant. Că am controlat și la Unghie și la Chișinău. Atunci, dar cum? Era scris așa, invalid gradul 1, boală obișnuită. Așa era timpurile vechi. Am făcut iarăși din nou, am trecut iar comisia medicală, undeva a trecut iar o lună și o două săptămâni, mi-a venit scrisoarea și după aceea mă duc la asistență socială și prezint, zic, pentru ce m-a spus că eu primeam deja taxa asta, compensație pentru drum. S-a spus că n-aveai certificatul, vă pot să vă prezint, nu certificat, n-aveai prezint. Păi bine, dar eu acei 120 lei primeam, pe baza la cei primeam atunci, dar nu știu, strâns așa din umeri, mi-au dat certificatul pentru Deva Mare, mai departe acolo scrie un punct, trebuie să eu, astea, pe propria răspundere, este așa un punct acolo, nu știu, și întreb, asta de unde trebuie să ai certificat să-l iau? Și mi-a spus, nu știu, du-te la notar, nu sunt informat absolut deloc, m-am dus la Eminescu, că e schimbat de la Botanica la Eminescu, acum asistența socială, că acolo fac reparații, nu știu. Am trecut și trei praguri, nici o condiție, m-am parcat trotuar, că n-avem unii, practic, fratele, peste trei praguri, mă duc, așa spun, că ei ați duși un lucru la
mă duc și mă duc prin oraș. Aștept. Am așteptat o oră și 20 de minute. Vine și care cu handicapă cu motorță. Dar și chiar nu se vede, nu se șed acolo singur de care doar. Hai în aici, o făcut. Și întreb mai departe, zic, mai departe procedura. Nu e nicio informație. Eu întreb de la băieți la unghieni, băieți la unghieni întreabă de la... De ce mai este asistență socială dacă el nu informează absolut nimic? Eu întreb băieți pe Viber, ia că alți documente mai trebuie. Întreabă de un vamist. Vamistul și ăla de la unghieni cândva i-a adus Michael Sally acolo cu tot din Valentin Granul 3 și noi așa furăm informația, nu nici o informație nicăieri, pentru că eu am 3-4 luni de când mă ocup cu documentele astea, am trecut iar de nou, eu sunt 2003 invalid, tot de viață, iar am trecut, iar că pot să vă prezint, am primit-o am în iulie de statip nou, fiindcă ea nu recunoște eu, nu eram nici într-o bază, dar dintr-un fel eu sunt invalid, dar nu sunt invalid, dar nu sunt nicăieri. Așa e interesant. Nici într-un computator m-am dus la unde mai jos de mama și copilul, pe dreapta este acolo tot, pentru pensie. Acolo, absolut nu știu de mine. S-a uitat și a zis, măi băiete, tu nu ai și cata la lumea aceea, tu nu ești în bază de date. Iar nu, și tot așa ia pe drumuri, cerc închis, două, trei săptămâni până am dat de capăt. Și numai pentru, îi bătaie de joc. Asta, că nu e informat, dacă trebuie, dacă la asistența socială trebuie și cu persoana și-a spui, va trebui cu tare acte, tot ce sunt. Dar așa ei nu știu absolut nimic. Și la ora 2 s-a primit așa, eu trebuie să întreb pe urmă, după masă, să întreb la ora 2 m-am revenit la Eminescu, nu era nimeni acolo, păi ia, domn Chisuț acasă, nici lucrează, desrup. Și asta e toată problema. Deci dacă înțeleg corect, dumneavoastră personal ați încercat să beneficiați de aceste facilități. Da, eu le-am, dar foarte greu. Da, ele sunt. Și într-un final ați beneficiat doar după ce am trecut ați comisia trecut, comisia medicală, ați obținut certificatul de tip nou. Dumneavoastră erați titular a certificatului de tip vechi, pe viață. Am înțeles. Dorește cineva să completeze? Așa. Eu am vrut să completez. Completați, aveți deci, la dispoziție. Deci, cum e de la legionariu, deci mama lui soacră e în Călciovscă, în Curulant. Și el, tot avea această problemă, trebuie să treacă, să iei pe mama, să o ducă, să o programeze la tot și mai departe. Cel mai interesant, că automobilul era la mama. Și el trebuie să achite ori vinieta, o lună jumate, ori la parcare să o plătească. Am uitat că el a achitat o chestie asta, trebuie să o achite. Care e rostul din aceste facilități? Care e rostul? Nu vreau înțeleg. Statul nostru, cu părere de rău, nu ne ajută pe nimic. Eu vreau să vă spun că în 2016 am depus o scrisoare de solicitare a Guvernului Ucrainei. Dacă vă interesează, vă dau răspunsul. Și Guvernul României, unde mi-au scris detaliat cum ajută ei persoanele cu dizabilități. Și eu aș spune guvernanților, dacă nu aveți posibilitatea să ne ajutați, cel puțin să nu ne ajutați. Așa, vă mulțumesc. Până a permite părților să adreseze întrebări și colegul meu, Emilie Alexandrovici Bălășapov, eu am să vă întreb să clarificați, să vă rog să clarificați care sunt remediile pe care le așteptați de partea persoanelor. Am studiat în detalii, da, am vrut, vreau ca certificatele de tip vechi, așa cum scrie Ministerul Sănătății și Muncii, să fie recunoscute. Așa cum spun ei, în realitate, pe hârtie recunosc, dar în teorie, în practică, nu. Când acum am scris acolo grație mea, asta e tot. Era boală obișnuită gradul întâi, eu mă prezint ca persoană în față, să nu se vede că sunt handicapul cu motor pe viață, fiindcă ești gradul întâi și gata, nu, nimic. Iar din nou comisia medicală. Deci problema că... Te scheme de certificat cel vechi sau ei este în cartea medicală. Automat să-l încercat cel vechi, dar e altul nou, dar nu trimatea, nu ți-a crescut picioare, ori ți-o coloană vertebrală. Problema nu e într-o asta. Că lumini minori pară. Lorele mi-e ușor să facă în formă electronică, dar fiind în saci dosarele, deci, la momentul dat, el depune cerere, o să-mi casească. Încă o întrebare până deschide spațiul.
Dumneavoastră ați menționat că în iulie, da, curent, da, iunie, curent, ați obținut nouă certificate. Da. Descrieți-ne, vă rog, membrilor Consiliului și tuturor care sunt aici, în ce a constat această procedură, cât timp a durat, deci în detalii, dacă... Procedura a constat așa, am dus la asistența socială. Eu spus că nu se elimină niciun certificat până nu treci comisia medicală. Și eu am voie toate cabinetele, tot ce trebuie să trec. M-am dus... Câte cabinete? Mă duc la policlinică, mă caut în baza de date, spun că, domnule, tu nu ești în baza de date, trebuie să caut din nou un medic de familie. Nu, nu m-a găsit absolut diferit. Ca să pot să am dreptul să trec aceste această comisie. Bine, am găsit cu un medic de familie, m-am tradus în baza de date, a început a trece toate comisiile azi, alea, cu unul 20 de medici, cu unul iar 20 de medici, așa, o 3-4 zile. După care, după ce s-am completat dosarul celălalt, la 3-4 zile, iar mă cheamă și l-am transmis jos, la primul etaj, acolo este comisia pentru după care, peste o lună, am primit scrisoare. Poate că nu mi-a adus la domiciliu, asta e cu poate știre ca la merg eu. Când ești la un gen, când ești la Chișinău și eu am fost poștaș, cred că m-am găsit și m-am dus la ministerul din centru, acolo, unui 5 puști, mai la deal este acolo. Am retras-o de acolo de la scrisoare, pentru că ea s-ar întors acolo, că nu mi-a fost la domiciliu. După ce, cu scrisoare, cu certificatul ăsta nou, m-am dus iar la asistență socială și spune că asta întrebuie foaia aceea că eu primesc 120 de lei transport. Domnilor, eu am primit toți aceste ani 120 de lei transport. Tata, nu avei foaia. Tu foaia asta și trebuie să iei din mine. Nu voi. Nu știu. Și mi-au dat acum actul ăsta pentru ceva mare. Și după ce l-am primit, vă spun că ea care este, întreb, atunci n-am știut, m-am uitat că asta m-am dus la vană și cu o foaie și mi-a dat cam ce întreb. Așa e auxiliarul, da? Și mă duc pe la ora de două și am vrut să, chiar că este un punct, declarație prin propria răspunde, conform anexului 2 la prezidentul regulamentului. Am vrut să întreb din asistența socială, de unde să iau acest certificat? Eu studiez la notată. Și asta e tot. Și nici o informație și ne-am zbătut de așa și între băieții de la Ungheni, între băieții de la Zborini, între băieții și așa, colegii nu informații unul de la altul, nu e nicio informație absolut. Dacă sunt întrebări. Da, pentru că să vă rog, ați strâns actele, ați spus că vreți să beneficiați, ați reușit să le importați pe mașină? Ați reușit? Nu, că nu știu ultimul punct. Declarația cu propria răspundere. Nu mi s-a dat, nu se ia. Așa, alte întrebări. Eu, de exemplu, nu pentru că s-a dus mașină, dar la noi este serviciul asistent personal. Și ca să beneficiați mai departe de serviciul de asistent personal, nu spus, dacă vreți vă prelungim ce adică serviciul este, trebuie să treceți comisie din nou să vă prezentați un certificat nou de valoare a vizibilității. Asta ar fi un alt camp sau tot, deci vreau să înțeleg dacă mi-ați dorit cumva să... depuneți o plângere separată referitor la acest lucru, pentru că la moment obiectul plângerii este strict credința discriminare la încălcare a dreptului la facilități fiscale. Dacă dumneavoastră doriți să depuneți o plângere separată, atunci sau doriți Consiliul să examineze în urma acestei ședințe de audier și acest capăt, eu, pe tate de membru raportor, voi propune o ședință separată, dacă dumneavoastră vreți Consiliul să expună și referitor la acest aspect. Ca să continuăm să ne concentrăm pe acest. Dumneavoastră, eu am obligația să vă informez că dumneavoastră nu trebuie să așteptați să se adună 2-3 persoane. Dacă v-ați confruntat
cu un caz pe care îl considerați discriminatoriu, în care ați fost tratat mai puțin favorabil, am zis dreptul să depun eu separată, așa că rămâne la latitudinea dumneavoastră, eu doar vă încurajez să depuneți propunerea în acest sens. Așa, doriți să mai adresați întrebări? Acum să ajungem la susținerile părților reclamate și o să ne clarificăm. Vreau să întreb pe domnul Evgeni Alexandrovici Golușanu, dacă nu sunt întrebări, atunci trecem la susținerile părților reclamate. Să începe cu reprezentantul Ministerului Finanțelor. Da, să nu ascultă că se schimbă acum. Când am face la începe cu claritate, noi credem că este necesar totuși să prezentăm avizele care au fost acordate de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, cât și de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la proiectul hotărârii Guvernului de modificare și completare a hotărârii Guvernului nr. 76, care ulterior, după ce a fost aprobat de către Guvern, a căpătat numărul 86 din 11.02.2019, în vigoare din 15.02.2019. Deci, facem asta cu copii de. Și cât de înțelegem, principala dispută care este la ziua de astăzi, e aceea cu domnii spun că noi nu putem să beneficiem de aceste facilități fiscale, deoarece deținem și certificate vechi. Și sunt obligați prin prisma hotărârii de guvern, deoarece în ea expres indică, adică vă referiți la aceea chestie în paranteză, certificat de dizabilitate și capacitate de muncă. Aceste acte, din mijlocit, erau în tribunalul 2016, de când s-a adoptat această hotărâre de guvern. Ministerul Finanțelor a introdus aceste acte, așa în paranteză, pentru a forma o claritate oarecare. Să le fie clar și la oameni ce acte trebuie să acumuleze, să beneficieze de această facilitate fiscală, să fie clar și personalul de la bani, ce acte sunt necesare și care contează. Adică să fie o claritate anumită. Actele acestea nu le-au făcut Ministerul Finanțelor, nu le-au adoptat formularul lor, deoarece nu e politica Ministerului Finanțelor, luat tot din actele normative care sunt la Ministerul Sănătății. Desigur, ele au fost consultat public. Chiar și ne referim la ultimul proiect de hotărâre, ele au fost consultat public cu Ministerul Sănătății. Absolut nimic. Nu s-au expus obiecțiile. Or, restul obiecțiilor se refereau cu totul la alte puncte, dar Ministerul Finanțelor le-a acceptat. Și au făcut modificări din cauza. Deci, noi nu am urmărit scopul că vrem taman, noi, Ministerul Finanțelor, vrem un certificat careva nou sau de careva un tip anumit. Noi spunem că, iată, și acestea sunt, adică documente care confirmă dizabilitatea locomotorii a beneficiarului. Și deloc nu am urmărit faptul. Având în vedere că politica Republica Moldova, în acest domeniu, este dusă de alte persoane. În vedere cele declarate de către petiționari, noi înțelegem că trecerea pentru a obține certificatul nou, de fapt, oamenii sunt nevoiți și sunt impuși de trecere pe toată această instrumentală. Dar nu este cerință în Ministerul Finanțelor. Noi ne-am reiterat și în poziția pe care am expus-o în scris față de Consiliu, că în cazul în care, dacă Ministerul Sănătății spune că sunt valabile acele certificate eliberate în interior, unde nu era cert, dumneavoastră n-am decât să le reconfirmă, să elibereze noile certificate în baza la cele vechi. Adică noi spunem, nu este cerința noastră că oamenii în cauză să mai treacă încă o dată. Noi niciodată nici nu am cerut asta și nici nu vrem asta. Că oamenii să mai treacă încă o dată cu nimic. Doar noi cât facem trimitere la cei că fiind în vigoare această hotărâre de guvern și fiind indicat expres din negocit actele, noi trebuie tot să respectăm legea, inclusiv cu serviciul VAMAP, și să acumuleze la dosar, când este un dosar, se exclude oarecare intervenții pierde sau altcineva care ar veni în control al serviciului PAMAL și ar verifica acele dosare, să vadă că în hotărârea de guvern indicat expres că urmează să existe un asemenea și eu nu-i. Și s-o să ridicem foarte multe dubii pe la activitatea publicului. Și asta îi lăsăm expresii indicate și noi numai pe baza asta facem primit. Sunt acte care noi le-am preluat din alte acte normative, care politica e dusă din Ministerul Sănătății și din Ministerul Sănătății. Și de fapt, și disputa în cauza din cât ne povestesc domnii aici, ei niciodată nu au venit la Ministerul Sănătății. Finanțelor și noi, Urva Serviciu Vamal, și noi nu i-am oprit, nu le-am